Tonele pot oferi mai mult decât o simplă ameliorare a constipației. Pe lângă faptul că ajută digestia, prunele previn boli precum diabetul și menține sănătatea inimii și luptă împotriva obezității. În primul rând, beneficiile pentru sănătatea inimii ale consumului pe termen lung de prune au fost observate la bărbați. La femeile în vârstă, consumul regulat de prune nu a avut un efect negativ asupra măsurilor metabolice ale acestora, cum ar fi colesterolul total, zahărul din sânge și nivelurile de insulină. Concluzia este că prunele pot susține sănătatea cardiovasculară, dar suntem doar în vârful icebergului. Trebuie să săpăm puțin mai adânc pe baza acestor rezultate și eventual să le repetăm. Un alt studiu publicat în 2021 a constatat că consumul a 50-100 de grame de prune uscate, aproximativ 5 până la 10 bucăți în fiecare zi, a fost asociat cu riscuri reduse de boli de inimă. Reducerile colesterolului și un marker al inflamației s-au datorat probabil îmbunătățirii nivelului de antioxidanți, potrivit doctorului Shirin, profesor de exerciții fizice și științe nutriționale la Universitatea de Stat din San Diego. Dacă nu-ți place gustul prunelor, alte fructe precum merele și fructele de pădure sunt și ele bune pentru inima ta. Cu toate acestea, fructele sunt doar o parte din dieta ta. Este important să adoptați un model de alimentație sănătos pentru inimă, cu o varietate de legume, leguminoase și uleiuri. A adăugat ea. Nu poți adăuga prune la o dietă bogată în carne roșie cu conținut ridicat de grăsimi sau alimente foarte procesate și să aștepți să fie un remediu miracol, relatează doctorul zilei.ro.